Acțiunea face parte din proiectul național Relansarea Gimnasticii Românești, derulat de Federația Română de Gimnastică cu sprijinul Petrom, ce prevede finanțarea pregătirii lotului olimpic și a unui program național de selecție la nivelul copiilor. Conform acestui program, circa 150 de copii cu vârste între 5 și 9 ani vor fi triați din toată țara și vor intra în pregătire la 6 centre regionale: București, cluburile Steaua și Dinamo, Deva, Onești, Timișoara și Constanța. Preselecția va fi făcută de multipla campioană la gimnastică Gina Groza Georgian, alături de Sorin Tolteanu. Este vorba doar de câteva teste foarte simple, vizând calitățile motrice native ale copiilor. Vor fi avute în vedere aspectul fizic, greutate, înălțime și teste simple de mobilitate și coordonare, a declarat Liliana Cosma, antrenoarea lotului național de gimnastică artistică junioare. Prin această selecție se urmărește asigurarea unor generații valoroase de gimnaste pentru ciclurile olimpice 2016-2020 și 2020-2024. Liliana Cosma, coordonator al proiectului pentru Centrul de Dej, a precizat că preselecția s-a derulat deja în județele Hunedoara, Alba, Satu Mare și Maramureș, acțiuni de preselecție mai având loc luni și marți dimineața în Bihor și o săptămână mai târziu la Bistrița. Circa 300 de fetițe au fost deja chemate la selecția finală, ce va avea loc în data de 31 mai la Deva. La acțiunea de la finalul lunii mai vor fi prezenți și antrenorii lotului național de gimnastică feminină Octavian Belu și Mariana Bitang. Petromul va susține toată pregătirea fetițelor. Revenim la bursele oferite de stat în anii 70-80, doar că acum sprijinul este privat. Fetițele selectate vor beneficia la Deva de toate condițiile de pregătire: cazare, masă, școală, asistență medicală și psihologică gratuite, fără niciun cost din partea părinților, pentru a putea ajuta acești copii să se acomodeze și să se poată pregăti cât mai bine. Este adevărat că este foarte greu să-ți dai copilul de acasă la această vârstă, dar noi așa am învățat, să facem tot posibilul în permanență, să nu regretăm mai târziu. Ne dorim cu toții și facem tot ceea ce ține de noi să demonstrăm că încă se poate în acest sport și că gimnastica nu moare, merge înainte, a adăugat sursa citată.